Dragi telespectatori, suntem în direct cu doamna primar a comunei Odobești, județul Bacău, doamna Ojog Andriana. Doamna primar, în primul rând vă mulțumim pentru faptul că aveți amabilitatea să discutăm prin intermediul telefonului cu dumneavoastră, tocmai pentru ca cetățenii din comună să afle câteva lucruri în legătură cu acest eveniment, să spunem noi, mai special, mai neplăcut, această situație de urgență în legătură cu noul coronavirus. În primul rând, aș vrea să vă întreb care este situația în comuna dumneavoastră din acest punct de vedere. Bună ziua! În comuna Odobești, până în prezent, putem spune că situația este bună, având în vedere că nu avem înregistrat niciun caz de coronavirus. Asta este chiar într-adevăr o veste bună, având în vedere că aceste cazuri sunt în creștere în România și vă dați seama că toată lumea stă în casă și așteaptă cu nerăbdare să vadă că acest trend va fi în scădere în perioada care urmează, dar în primul rând o să vă mai întreb și despre starea de spirit a cetățenilor, cam cum îi simțiți dumneavoastră, pentru că ei, sigur, mai ales cei în vârstă, mai ies la orele stabilite prin ordonanțele militare să-și cumpere alimente sau medicamente. Așa mai de la distanță, cum i-a simțit dumneavoastră? Am încercat să le transmitem atât telefonic, pentru că pot spune că am numărul de telefon aproape la toți cetățenii, chiar și la cei mai tineri, nu numai la cei mai în vârstă. Starea de spirit este în general bună, dar nu putem spune că nu există o anumită stare de teamă față de această amenințare. Dar au înțeles din discuțiile pe care le-am purtat că riscul poate fi scăzut foarte mult prin respectarea recomandărilor oficiale. Le recomand mereu să stea în casă. Persoanele din comuna Odobești care sunt izolate la domiciliu sunt conștienți de importanța măsurilor de prevenție și pot spune că nu și-au părăsit locuința. Sunt supravegheate, le urmărim, sunt vizitate la domiciliu. Toți au înțeles și stau în casă. Iată o veste foarte bună și, în primul rând, mă bucur că aveți această legătură apropiată cu cetățenii din comună. Mă interesează dacă cumva în ultima perioadă au venit și din străinătate, din zonele afectate cu coronavirus. Au venit și din străinătate, dar în comparație cu numărul, pentru noi aș putea spune un număr mare plecat, în jur de 400 și ceva de persoane sunt plecați din comuna Odobești, în țară au venit 56 până în prezent. Spun că este un număr mic. Marea majoritate a cetățenilor care au plecat în alte țări sunt persoane bine stabilite în țările respective și au preferat să rămână acolo pentru a minimiza riscul îmbolnăvirilor celor de aici. Am discutat cu ei pe Facebook, vorbim și la telefon, au locuințe, au servicii, până în prezent sunt bine acolo. Să înțeleg că chiar și cei care au venit s-au autoizolat la domiciliu. Da, tocmai vorbeam de cei care sunt izolați la domiciliu. Puteți să ne spuneți câteva din măsurile pe care le-a luat primăria în această perioadă pentru a mări gradul de siguranță a cetățenilor? Au fost luate măsuri de diminuare a contactului direct între angajați și cetățeni, în primul rând, precum și de delimitare accesului acestora în instituții. Măsuri de dotare a angajaților cu materiale de protecție și se efectuează frecvent acțiuni de dezinfectare. De asemenea, am luat măsuri de înștiințare a populației cu privire la noile reglementări privind amânarea datei limită de plată a obligațiilor la bugetul comunii și inclusiv acordarea acelui bonus de 10%. Am informat cetățenii că anumite acte au valabilitate mai mare decât cum ar fi adeverințele APEA. Ca principiu cu 90 de zile, din câte știam eu. Da. Este prelungit
până automat, la o dată care vom fi anunțați. Da, dar da, ei trebuie să stea liniștiți. În general, astea erau problemele lor. Depunere, cerere la APIA, data impozitului și din când în când câte o adeverință de buletin. Sunt convins că sunt anumite lucruri, care anumite informații pe care le pot lua și prin telefon de la administrația locală. Dacă puteți să ne dați numărul de telefon fix de la primărie. Numărul primăriei este 0234224610. Numerele sunt afișate pe geamul instituției, pe Facebook, pe WhatsApp, peste tot sunt afișate cu numărul de telefon al primarului, numărul primăriei, numărul de telefon al vicelui, al biroului de încasat venituri, adresa de e-mail a primăriei, Odobești, bară jos, bk@aroniahu.com. Deci iată că ei au pot lua informații și ca să nu se mai deplaseze și tocmai ca să respecte ordonanța militară, pot apela și prin telefon, pot trimite și prin e-mail și asta e un lucru foarte bun că iată și prin intermediul nostru al presei pot să afle și acest număr și adresa de e-mail ca să nu se mai ducă până la primărie. Pentru echipa care lucrează și în acest moment la primărie, cam care este starea de sănătate a funcționarilor publici și a celor din subordinea dumneavoastră directă? Avem un număr mic de salariați, dar starea de sănătate a lor este bună. Nu avem niciun fel de probleme privind sănătatea. Oricum, ei acordă o atenție deosebită evitării oricăror surse de infecție și aplică cu strictețe toate măsurile de igienă necesare. Avem dezinfectant la băi, la intrare, asta în primărie, plus ei urmăresc continuu, fiind salariați din comună, nu face nimeni naveta în alte localitate, toți iau contact cu cetățenii, urmăresc dacă este venit unul, dacă nu respectă izolarea, în așa fel încât nici ei nu iau contact cu nici un caz suspect. Doamna primar, pe finalul discuției noastre o să vă rog să transmiteți locuitorilor comunei Odobești un mesaj al dumneavoastră, al primarului, a unei doamne care a fost aleasă de către ei și iată că de la dumneavoastră așteaptă un cuvânt de încurajare și în aceste momente care sigur sunt un pic mai grele pentru noi toți. Eu mulțumesc tuturor cetățenilor care m-au înțeles întotdeauna, așa cum m-au înțeles și acum gravitatea situației. Le solicit în continuare să respecte legea, să acceseze știrile doar din surse oficiale, să rămână calmi și să stea în casă. Să știe că autoritățile locale le sunt alături în aceste momente dificile. Atât eu, cât și salariații primării ne rugăm pentru toți, cât și pentru noi, și pentru toți cei care ne-ar putea salva viața. Împreună vom trece și aceste momente dificile, este ce le pot eu transmite. Doamna primar, noi vă mulțumim foarte mult. Să știți că întotdeauna apreciem primarii care au o deschidere și către noi presa, pentru că, iată, și prin intermediul nostru au ocazia cetățenii să afle că în comună lucrurile, cel puțin până în acest moment, sunt într-un trend bun pentru dumneavoastră și să vă dea Dumnezeu multă putere de muncă, multă sănătate și să ne reauzim și altă dată, așa cum întotdeauna cu amabilitate dumneavoastră ați acceptat. Mulțumesc, vă mulțumesc. Sărut mâinile și multă sănătate. La revedere. La fel, la revedere.